De aproape 10 ani, doamna Elena face împrumuturi la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și recunoaște că este un real sprijin pentru ea această modalitate, pentru că pensia nu-i permite să facă prea multe. Să luați niște bani cu împrumut? Da. Ați mai luat până acum? Da. Și cum este acest împrumut la CRP? E foarte bun, e foarte bine. E binevenit. De această dată, pentru ce luați împrumutul? Pentru necesitățile personale. Nu mai face față pensiei? Păi pensia mea e de 5.150.000. Și nu va ajunge? Păi stau la bloc, vă dați seama. Mai sunt și bolnavă. Vă trebuie și pentru medicamente? Și păi 1.000.000 îl dau pe tratament. Dar și... cum e apoi când trebuie să dați ratele înapoi? Păi cum știi să primești, trebuie să și dai. Dar sunt mai mici ratele aici decât în restul? Da, depinde, da, e mai mici. Deci e că sunt, cum să vă spun? Nu este dobânda atât de mare? Da, nu este dobânda de atât de mare și sunt aici de atâția ani. De cât timp sunteți membru? Păi cred că de vreo 10 ani, dacă nu mai bine. Și de atunci tot luați așa? La fel ca ea, și pensionari din diverse comune ale județului vin la Târgu Jiu să se împrumute. N-am luat niciodată, acum veniți eu. Și aveți nevoie? Da. De ce? Pentru ce aveți dumneavoastră nevoie? Să-mi iau și un frigider și un aragaz. De ce ați venit tocmai aici? Dobânda mai mică? Sunt alte facilități mai bune decât la o bancă? Cred că sunt mai bune. N-am luat niciodată, nu știu. Acum e prima dată. De ce sumă aveți nevoie? 15 milioane. Și pensia nu v-ar permite să faceți... Nu-mi permite. Potrivit datelor publicate de conducerea instituției, în primele luni ale anului, peste 5.000 de pensionari s-au îndatorat pentru a-și rezolva problemele. Suma totală acordată depășește 15 milioane de lei. De la începutul anului până inclusiv ieri 7 septembrie, am plătit un număr de 5.334 de cereri de împrumut cu 15.893.205. Am să fac o comparație cu anul 2015, dar această comparație o pot face numai la 31 august. Și aș vrea să vă spun că la 31 august 2016 ne-am închis cu un număr de 5.184 de cereri cu 15.413.805. Asta pentru cei care încă nu se împacă bine cu lei noi. Pot spune că în lei vechi 154 de miliarde 138 de milioane.